văzut, am știut că ne așteaptă un meci, un meci greu. Tot timpul echipa din Bacău joacă foarte bine acasă. Ce pot să zic, n-am făcut un meci prea reușit noi. Mă refer și la faza de apărare și la faza de atac, unde am luat multe acțiuni pe individual și n-am reușit să ne desprindem. Am stat în meci până pe final, dar sincer mă bucur că am câștigat, pentru că era o bilă neagră pentru noi dacă nu câștigam astăzi la Bacău. Acum ce pot să zic, ne așteaptă un meci greu în campionat la Turda și îmi doresc o tragere bună la sorți pentru Cupa României, pentru că este unul din obiectivul nostru și un drum cât mai scurs pe cupe europene. Ai spus că a jucat mai slab voi, crezi că a jucat și Bacău mai bine față de meciul din campionat? Da, au făcut un meci bun. O să-i felicit pe această cale. Eu țin să mă uit doar în curtea mea și astăzi pot să spun că n-am făcut un meci reușit și poate și de aici scorul așa strâns, dar meciul a fost frumos, plăcut și sper că am mulțumit publicul care a fost la sală. Crezi că dacă nu interveneau cele două eliminări pe final, s-ar fi putut ajunge eventual la 7 metri? Nu știu, au fost multe eliminări și în tabăra noastră și în tabăra lor. Acum meciul s-a decis pe final, asta a fost pe norocul nostru și chiar mă bucur de acest lucru.